grame de unt, coaja de la o lămâie, adăugăm 200 de grame de zahăr și acum vom mixa untul. Acum vom adăuga 3 gălbenușuri și la fel încorporăm gălbenușul în ou. În unt. Voi adăuga 700 de grame de făină. Puteți folosi făină fie simplă, fie cu praf de copt. În cazul meu este o făină cu praf de copt. Și acum încorporăm făina în compoziția de unt și ou. Am împărțit aluatul în jumătate. Și acum este nevoie să-l întindem. Acum depinde. Dacă faceți o tartă mare, se împarte în două și e porția pentru două tarte. Dacă faceți mini tartă, cum voi face eu, atunci îl întindem și îl decupăm. Vom decupa. Și îmbrăcăm felul acesta. Se presează bine pe margini. Cu ajutorul unui cuțit scoatem aluatul care este în plus. Și așa procedăm cu toate formele. Și acum adăugăm câte o lingură de dulceață sau gem. În cazul meu este un gem, nu e dulceață. Obținem 24 de mini tarte sau două tarte mari. Eu aici am 12 și am să mai fac 12 mai târziu, după ce le finalizez pasta, că am doar 12 forme. Și acum dulceața o aranjăm pe lepăt. Ea oricum se mai topește și singură se uniformizează, dar o ajutăm. Și acum merg la cuptor pentru 15 minute la temperatura de 180 de grade. Vom pregăti un sirop din 80 de ml de apă, în care am adăugat 200 de grame de zahăr, adaug 8 grame de agar-agar și 200 de grame de piure de fructe. Deci, de fapt, este o dulceață pe care eu am făcut-o, dar am făcut-o în formă de piure. Am strecurat-o prin strecurătoare ca să fie foarte fină. Deci 200 de grame de dulceață, dar o dulceață fină. Exact cum prepar eu dulceața de căpșuni, v-am arătat pe canal, aveți rețeta. Așa, și acum punem la fiert. Amestecăm continuu. Când obținem o viscozitate, observați, se vede după bule, compoziția noastră este legată, în acest moment se ia de pe foc. Acum alea 3 albușuri care le avem de la cele 3 gălbenușuri le vom mixa. În acest moment vom turna siropul. Acum le umplem cu zefir sau marshmallow, cum vreți așa îi spuneți. Și pentru contrast putem să punem un pahar de ciocolată.
sau dacă aveți niște petale de trandafir uscate, la fel le puteți adăuga aici. Astea sunt tartele mele cu zefir sau cu marshmallow, cum doriți așa le spune. Le-am lăsat, cred că au stat o jumătate de oră. Deci îmi plac mie la tartele astea, haideți să vă arăt așa când. Aluatul, cum observați, este foarte fraged, sunt foarte gustoase și pot fi păstrate, nu neapărat la frigider, deci le puteți lua la grătar. E o prăjitură specială pentru vară. V-am pupat, dragilor, și să vă fie de folos și această rețetă.